Camera chinezească este un experiment mental legat de AI, făcut în 82 de filozoful John Searle, care sună așa. Într-o cameră e un tip care habar n-are chineză, dar are în față un manual cu instrucțiuni gen Dacă vezi logograma chinezească cu tare, răspunzi cu logograma cu tare. Dacă așa, atunci așa. Pe sub ușă primește o scrisoare în chineză. Omul urmează instrucțiunile manualului și compune ca răspuns o scrisoare într-o chineză perfectă. Ce întreabă Searle este, știe omul nostru chineză sau e doar mimetism? Este vreo diferență între înțelegere? Și mimetism? Sigur, Searle se refera la calculatoare. În 82 ele funcționau pe algoritmul dacă, atunci. Acum merg pe machine learning, adică manualul cu instrucțiuni se schimbă mereu. Dar întrebarea experimentului rămâne. Vor ajunge computerele să înțeleagă sau vor urma mereu un algoritm? Și cu ce sunt oamenii așa de diferiți de computere?